Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru din această seară, doamnelor și domnilor, este președintele Partidului Liberal Democrat, domnul Vladimir Filat. Igor Dodon mi-a oferit această posibilitate să fiu eliberat. A fost un gest prietenesc și totodată grijuliu, emoțional și de moralitate aici chiar nu putem vorbi. Mi s-a propus aflarea în penitenciarul numărul 13, atât timp cât îmi doresc eu. Eu am refuzat respectuos acest lucru, mulțumindu-le această ofertă, mulțumindu-le sincer și regret foarte mult. Cred că ceea ce este cu adevărat important este și vreau să vă spun că înțelegeți ce vreau să spun sau nu? Nu. Păi ar trebui să înțelegeți. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.